Mi-aș fi dorit ca această conferință de presă la sfârșitul primei săptămâni, practic astăzi se întâlnește o săptămână de mandat, primele 7 zile de mandat al administrației, pe la și alături de echipa mea de viceprimari. Mi-aș fi dorit ca la această conferință de presă să pot să vă spun ceea ce am făcut în această săptămână și care au fost principalele probleme pe care le are parcursul, cel puțin în momentul de față, și care au fost etapele pe care le-am parcurs în vederea soluționării acestora. Din păcate, sunt pus în situația în care, atât eu cât și viceprimarul, domnul Dragoș Ștefan, venim în fața dumneavoastră pentru a da o serie de explicații care mi se par normale, mi se par justificate, cu privire la festivalul Theaterstore, ediția a doua. Vreau să vă spun încă de la început că în demersurile pe care le-am efectuat cu privire la verificarea posibilităților, cu privire la verificarea stării de legalitate, cu privire la verificarea a tot ceea ce înseamnă componenta acestui festival, l-am avut alături pe domnul viceprimar Dragoș Ștefan, practic împreună încercând să găsim soluții pentru ceea ce trebuie făcut. Vă spun că am plecat cu privire la acest festival cu foarte multă bună credință și cu inima deschisă. Mi se pare corect și normal ca municipiul Bacău să beneficieze de un festival de cultură, un festival care să înglobeze, practic, timp de o săptămână, două, sau cum se va stabili, toate elementele pentru crearea unei identități foarte certe și clare a municipiului Bacău și cred că acest festival ar fi putut să facă acest lucru. Dar, înainte de a discuta de oportunitatea existenței unui festival, care este certă, mai ales în maniera în care se desfășura, cel de-al trecut, și repet, a fost un festival care s-a făcut foarte mult, cred că, în primul și în primul rând, va trebui să discutăm despre legalitatea existenței. Totdeauna în fața cetățenilor din municipiul Bacău, și o fac și astăzi prin intermediul dumneavoastră, am să vin cu două principii. Principiul oportunității și principiul legalității. Principiul oportunității este cert și indiscutabil. Practic, trebuie să facem administrație în raport cu cerințele, necesitățile și nevoile locuitorilor din municipiul Bacău. Dar toate acestea trebuie să fie pe un fond de legalitate. Absolut tot pe un fond de legalitate. Ceea ce excede acestui cadru, din punctul meu de vedere, este practic imposibil de realizat, indiferent de cât de oportun, cât de frumos, cât de bine ar fi și cât de interesant. Acestea sunt primele considerente pe care vreau să vi le spun. Atât în campania electorală, cât și în proiectul meu de guvernare locală, am trecut acest festival ca fiind unul dintre punctele de reper ale municipiului Bacău. Peste tot am prezentat acest lucru, dar peste tot am spus foarte clar și cu privire la desfășurarea celui din acest an, atâta timp cât vor exista condiții de bugetare, condiții de legalitate, îl facem fără niciun fel de problemă. Vreau să luați în calcul faptul că am intrat prima oară în municipiul Bacău, primăria municipiului Bacău, joi, la ora 16:30. Prima ședință am avut-o cu privire la gunoaiele, țânțarii și luminatul. Este important în această conferință de presă. Vineri, am fost contactat de către cei de la Adevărul, intrând în direct la Adevărul Live, și am fost întrebat dacă susțin derularea acestui festival. Și am spus foarte clar și foarte cert că da, îmi doresc, îl susțin, atâta timp cât există posibilitatea și atâta timp cât există kilobugetare. Luni dimineață, împreună cu domnul viceprimar, am discutat prin note interne, pentru că o să vă obișnuiți și o să vedeți faptul că absolut orice discuții pe care le-am cu angajații din aparatul propriu al primarului, cât și din aparatul de specialitate al Consiliului Local, vor fi purtate, pe de o parte verbal, la ceea ce este cel mai important, prin note scrise, rezoluții interne,
care au caracter de probă. Nu povești, nu explicații date într-un birou sau în alt. Note scrise. Și veți vedea pe parcursul întregii administrații pe care o reprezint, că așa voi face și pentru că așa mi se pare normal. Și așa mi se pare just. Am solicitat împreună cu domnul viceprimar, direcției economice, să ne spună disponibilitatea financiară existentă pentru crearea acestui festival. Asta s-a întâmplat luni. Am solicitat direcției juridice existența și posibilitatea creării acestui festival. Miercuri am primit răspunsurile atât din partea direcției economice, din partea direcției juridice, din partea administratorului public al orașului. Toate aceste documente sunt documente care poartă semnătura și angajamentul personal al celor pe care l-au făcut. A celor care l-au făcut și a celor care l-au redactat. Pot să vă spun că ceea ce m-a interesat în primul și în primul rând cu privire la organizarea acestui festival a fost posibilitatea financiară. Pentru că pentru a organiza un festival atât de grandios și atât de frumos, este clar că ai nevoie de o resursă financiară certă. Mai mult decât atât, componenta legală spune foarte clar că tu trebuie să ai o filă bugetară în care, în baza căreia, tu să faci un anumit exercițiu bugetar. În baza căreia, tu să organizezi acele venituri. Răspunsurile, am să vi le dau citire din partea aparatului propriu al primarului. Notă și justificativă privind alocarea de sume din bugetul local, de asemenea raport cu privire la credite alocate în anul 2016 conform bugetului de venituri și cheltuieli pentru capitolul bugetar 67.02 Cultură, Recreere, Religie. Am să dau citirea finalului acestui raport. În fine. Componente cele mai importante. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 5 din 1.2.2016 s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al municipiului Bacău. Deci 1.2.2016. La subcapitolul 67.02.03 Teatrul Municipal Bacovia, Teatrul Municipal Bacovia s-au repartizat credite bugetare în valoare de 4.600.000 lei. 4.600.000 lei. Cheltuieli curente de funcționare și de dezvoltare. Acest buget asigură efectuarea cheltuielilor de personal în valoare de 2.000.000 lei, bunuri și servicii 2.500.000 lei, pentru buna desfășurare a activității și plata utilităților și cheltuieli de capital în valoare de 100.000 lei. În cadrul aceluiași capitol bugetar, dar separat, pe subcapitol 67.02.50, având denumirea alte acțiuni privind cultură, recreere și religie, s-au alocat credite bugetare în valoare de 2.000.000 lei. 2 milioane de lei. Utilizez exact terminologia economică. Deci 2.000.000 lei. Din care 1.300.000 lei au fost repartizați în vederea acordării finanțărilor nerambursabile conform legii 350. Restul de 700.000 lei pot fi utilizați în baza hotărârilor de Consiliul Local pentru finanțarea altor evenimente culturale. De asemenea, pot să vă spun că acel capitol bugetar alocat pe legea 350 conține capitolul cultură, recreere, religie. Deci nu discutăm doar de cultură. 1.300.000 de lei pe legea 350 din cei 2 milioane de lei alocați pentru cultură, recreere, religie. Deci indisponibilizați. Indisponibilizați, puși la adresa, la dispoziția Consiliului Local al municipiului Bacău, care urmează să stabilească prin hotărâre de Consiliul Local
cum va aloca acești 1.300.000 de lei pe legea 350, pe cultură, recreere și religie. Disponibilul pe care îl avem în momentul de față este de 700.000 lei. Ce, repet, pot fi utilizați pe baza hotărârilor de Consiliul Local pentru finanțarea altor evenimente culturale. Raportul Serviciului Juridic cu privire la raportul compartimentului economic. Referitor la nota internă 4841 din 2016, prin care ne solicitați comunicare punct de vedere cu privire la festivalul de Atestrov, vă aduc la cunoștință următoare. Vă citesc aici, chiar o să vă citesc final. Cu privire la desfășurarea unui festival în 2016, apreciem că acesta poate fi organizat doar în condițiile în care sunt respectate prevederile legii 47 din legea 500 pe 2002, privind finanțele publice corroborate cu articolul 49 din 23 din legea 273 din 2006 privind finanțele publice locale. În contextul în care nu există credite bugetare sau nu există credite bugetare suficiente alocate pentru asemenea evenimente în bugetul local, aprobat prin hotărârea Consiliului Local din 5, numărul 5 din 2016, deci hotărârea de bugetare, aprobarea organizării în asemenea eveniment nu poate îndeplini cerințele legale în materie. Deci, practic, suntem în situația în care, conform rapoartelor și notelor de control cu privire la exercițiul bugetar, cu privire la bugetul consolidat al municipiului Bacău, nu există niciun fel de stilă bugetară pentru evenimentul Pieterstock în mod concret. Un aspect. Doi. Capitolul Cultură, Religie, Recreere are indisponibilizați 1.300.000 de lei pentru legea 350, până când Consiliul Local va stabili ceea ce se întâmplă cu acești bani. Disponibilitatea financiară a municipiului Bacău pentru evenimente de natură culturală este de 700.000 de lei. Punct. De asemenea, ce înseamnă să poți, sau ce înseamnă, practic, organizarea unor evenimente fără acoperire bugetară, și aici am să vă dau textul, citire textului de lege, care spune foarte clar, v-am prezentat. Legea 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale. Infracțiuni și pedepse, articolul 77. Constituie infracțiuni următoarele fapte. A. Angajarea, ordonanțarea și efectuarea de plăți peste limite bugetare maxime sumelor aprobate la parte de cheltuieli prin bugetele prevăzute în articolul 1 alinea 2. B. Angajarea cheltuielilor din bugetele prevăzute la articolul 1 alinea 2 peste limita creditelor bugetare. Aliniatul 2 prezintă infracțiunile prevăzute la articolul 1, litera A și C și D. Articolul aliniat 1, litera B, se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 3 ani sau cu amende de la 10.000 la 25.000 de lei. Sau împreună. Legea finanțelor publice locale. Legea finanțelor publice. Legea 500 din 11 iulie 2000. Articolul 4, aliniat 4. Angajarea cheltuielilor peste credite de angajament și utilizarea creditelor bugetare în alte scopuri decât cele aprobate, aprobat după sine răspunderea celor vinovați în condițiile legii. Articolul 2. Sumele aprobate la parte de cheltuieli sub forma creditelor de angajament și creditelor bugetare, în cadrul cărora se angajează, se ordonanțează și se efectuează plăți, reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite. 3.
angajarea cheltuielilor din buget prevăzute la articolul 1, alineatul 2, se face numai în limita creditelor de angajament și în scopurile pentru care au fost aprobate. Vă mai pot da și citat din legea 187 din 24 octombrie din 2012 pentru punerea în aplicare a legii 286 din 2009 privind codul penal. Articolul 108. Articolul 71 din legea 500 din 2002 privind finanțele publice locale modificate în monitor oficial se modifică și va avea un următor cuprins. Articolul 71. Infracțiuni și pedepse. Nerespectarea prevederilor de la articolul 4, aliniat 2 și 3, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare. Da? Aici este pe componenta legală, nu de oportunitate, repet, nu de oportunitate, cu privire la organizarea acestui festival. În momentul în care am solicitat aceste note interne cu privire la posibilitatea desfășurării unui festival Theaterstop anul acesta, în următoarea perioadă de timp, imediat. Din păcate m-am trezit cu raportări cu privire la ceea ce s-a întâmplat anul trecut. Asumate de către aparatul tehnic al primarului și aparatul Consiliului Local. N-am să vă dau citire la toate rapoartele interne cu privire la acest lucru. Pot să vă spun doar atât. Am să dau citire celui care este într-un fel concluziv dintr-un anumit punct de vedere. Raportul Serviciului Juridic. Prin hotărârea Consiliului Local Bacău, numărul 101 din 2015, modificată și completată prin hotărârea Consiliului Local Bacău, numărul 158 din 2015, și hotărârea Consiliului Local Bacău 160-2015, s-a aprobat organizarea Festivalului Internațional de Artele, de Artele Spectacolului Theaterstop, perioada 1-16 august, împreună cu Teatrul Bacău. Prin aceste hotărâri s-a aprobat ca bugetul alocat de municipiul Bacău pentru acest eveniment să fie în valoare de 1.800.000 de lei. În derularea acestui eveniment, Teatrul Municipal Bacău a încheiat un contract de prestări de servicii cu Asociația Muze Colorate în vederea prestării de servicii artistice și de impresariat a trupelor internaționale. Contractul este încheiat pe o perioadă de 1-16 august, urmând a fi pretente aferente, plățile aferente acestui contract se facă până la data de 30-8-2015. În opinia noastră, problemele acestui festival derivă din derularea acestui contract, care, deși avea termene clare stabilite, acestea nu au fost stabilite, respectate de către părți. Asta este un raport. Al doilea raport. 47-46 din 2016. În conformitate cu prevederile OUG 189 din 2008, actualizată la data de prin managementul instituțiilor publice, ce are ca obiect stabilirea cadrului juridic, așa, vă putem comunica următoarea. În ceea ce privește serviciile contractuale, prin contractul de prestări servicii numărul 566 din 20.07.2015 și neachitate în timpul Festivalului Theaterstop 2015, fac următoarele precizări. Deși prin HCL 101 din 25.05.2015, HCL 158 din 31.08.2015, bugetul aprobat pentru evenimentul Theaterstop 2015 a fost în valoare de 1.800.000 lei, Teatrul Bacovia, prin managerul Casa Gardeau, a angajat cheltuieli peste bugetul acordat în acest scop. Contractele încheiate cu firmele participante și nouărate a generat ca firmele astfel afectate de plată la termen a acestor prestații, la care Teatrul Scop s-a obligat, să se adreseze instanțelor de judecată pentru recuperarea sumei. Și aici începe derularea creanțelor pe care le are în momentul de față Teatrul Municipal Bacău. Vă citesc concluzia, raportul o să vă stea la discuție.
În concluzie, toate demersurile întreprinse prin desfășurarea festivalului Theatre Store 2015 au fost sub stricta conducere